și în aceste zile grele primăria lucrează împreună cu Direcția de Asistență Socială și cu partenerii noștri. Am înființat un număr verde pe care pot apela acei vârstnici, acele persoane peste 65 de ani care nu au aparținător și nu doresc în aceste zile să iasă din casă, să cumpere medicamente pe rețete sau să cumpere alimente de bază. Voluntarii și angajații Direcției de Asistență Socială îi ajută. Vă rog frumos, apelați la acest număr cu încredere. Azi ne aflăm în fața depozitului de pe strada Jiului, unde se descarcă în momentul de față apă primită prin bunăvoința Asociației Prețuiește Viața. Urmează să primim în cursul zilei de luni 5 tone de făină și 5 tone de făină de mălai. Urmează în perioada următoare să creăm o procedură pentru ajutorarea persoanelor peste 65 de ani aflate fără aparținători la domiciliu, iar în funcție de stocul de produse vom distribui și altor categorii sociale aflate în nevoie. Vreau să mulțumesc în special Asociației Prețuiește Viața, care a coordonat această acțiune de donație. Mulțumesc și pe această cale firmelor care au răspuns la apelul nostru și au sărit în ajutorul nevoiașilor. Paste Hutton, ProAvis, Sam Mills, Oculul Silvic Codri Sătmarului, Restaurant Miorița, Novita Impex, Gamma & Gamma, Tivodor Nicolae, producător de miere. Să avem grijă unul de celălalt și să stăm acasă în aceste zile. Ebben a nehéz időben különösen nagy szükség van arra, hogy szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot. Szeretném megköszönni mindazoknak a partnereknek, mindazoknak a szatmári cégeknek, akik eddig is segítettek. Továbbra is várjuk őket. Az adományokból élelmiszercsomagokat fogunk készíteni, amelyeket olyan 65 év fölötti lakosok kapnak, akiknek nincsenek hozzátartozói, és alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A megmaradt élelmiszercsomagokat pedig szétosztjuk nehéz anyagi helyzettel rendelkező családok között. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki, aki 65 év felett és hozzátartozók nélküli Szatmárnémetiben használja és hívja bizalommal azt a zöld számot, amit a szociális igazgatósággal és a partner civil szervezeteinkkel működtetünk, mely által bevásárolunk a nyugdíjas hozzátartozó nélküli személyeknek és kiváltjuk a gyógyszereiket is. Forduljanak hozzánk bizalommal, az önkormányzat továbbra is önök mellett áll, segítünk mindenben, figyeljünk és vigyázzunk egymásra.